Bună ziua, dragii mei telespectatori, Casa Iubirii, bine ne-am reîntâlnit. Astăzi voi face rezumatul zilei de ieri, dar nu înainte de a vă mulțumi pentru vizionarea vlogului și pentru distribuirea lui, în mod special Dan Kipper, Maia Golovin, Florica Perca, Duță Nicoleta, Doina Roșca, Emilie Isate, Petru Achim, Ghiță Ghiță, Dea, Maria Mirabela, Maia Maria, Maria Braică, George Ombre, vă îmbrățișez cu drag, a voastră, Pandele, Laura. Înainte de a începe, vreau să vă mulțumesc pentru live-ul de aseară, unde am depistat anumite situații. Vom vedea dacă ni se pare sau chiar asta s-a urmărit. Vom vedea. În seara asta, 7:30, 8, vom intra pe live-ul justițiarilor. Nu de alta, dar nu mai pot să stau până târziu, maxim 12, pentru că deja oboseala, aș spune cuvântul, și gândiți-vă că eu, după ce termin vlogul, plec la muncă și mă întorc seara. Și numai, gata, că deja sau o să ajung să facem 2 zile pe săptămână live-ul justițiarilor, dumneavoastră hotărâți, ori facem până în 12, aproape seară de seară. Cum doriți dumneavoastră, vom vedea cum pot și eu cu programul, vom vedea ce se întâmplă, dar deja este foarte, foarte obositor pentru mine. Dragii mei telespectatori, ieri în emisiune vedem pe Giulita că deschide subiectul și îl întreabă pe Denis cum a perceput votul Alexandrei la eliminare, că a scos-o Virginica Petențioasa la eliminare. Bineînțeles că sare Virginica și spune nu am vrut să o scot afară pe Alexandra, iar în momentul ăla cameramanii, Doamne, sunteți numărul 1, pune camera pe Cistinela și o vedem pe Cistinela cum se uită pe sub ochi și începe să râdă ușor când aude pe Virginica că ea nu a vrut să o scoată afară. Ca să vezi, măi, Virginico, că săgețile tale te dau de gol fără să-ți dai seama, da bine, și tu te dai de foarte multe ori de gol. Vedem că Elena și cu Grecu sunt destul de deranjați de petențioasa asta care acum mai nou ei nu au voie să vorbească că au 2 și 3 săptămâni în casă, că ea este de 10 luni. Din punctul meu de vedere, petențioasa are impresia că este stăpâna casei. Acum să mă ierte Dumnezeu, ținând cont că ea comandă, taie, spânzură în casă și cine se leagă de ea, doamna mantea, vine și le dă peste bot, are și ea dreptate. Acum nu știu cum să vă spun. Dacă mi se permite, de ce să nu fac? Dar eu zic, doamna mantea, dacă veți mai continua în felul acesta, nimeni n-o să mai aibă curaj să miște în fața Virginicăi. Robiță am văzut că e speriat și se scapă pe el când Virginica se răstește la el. Grecu, cât era el de nervos în momentul când v-a văzut, a început și el să-și înghite nodul. Elena vorbește, dar își înghite cuvintele, începe să tremure. Bianca e singura în momentul ăsta care își spune părerile, dar tot se abține că nu sunt reali și nu pot spune cam ceea ce ar dori referitor la petențioasa, pentru că se vede din avion că dumneavoastră și cu staful o susțineți foarte mult pe petențioasa asta, pe fițoasa asta, Virginica. O vedem inclusiv pe Giulita, care și ea, când se răstește Virginica la ea, se scapă pe ea. Moldo, ieri a fost un șoc pentru toată lumea, mai avea un pic și pupa picioarele petențioasei. Păi, doamna mantea, dacă o țineți în ritmul ăsta, să știți că petențioasa o să vi dea pe toți afară. O să rămâneți doar dumneavoastră, Garcea și ea.
Da, eu mă întreb, nu vă este milă să lăsați toți copiii ăia să fie carne de tun pentru această petențioasă? Și începem așa, începe Elena să-i spună, pentru ce mă înțepi tot timpul și am văzut că te-ai dus la băieți cu contentul meu să vorbești? Păi da, dar erai nouă și trebuia să vorbesc de tine. Mă, dar de când metoda asta, măi, petențioasă? Mă, cât de bandită ești! Dar de ce n-ai vorbit despre tine și despre Cistinela? Ce părere au băieții despre voi două? Măi, asta care-i venit vânătă pe mâini și care te-ai întâlnit la club cu Robiță, tu chemându-l și având pe ăla acasă și pe Robiță pe aici prin București. De ce n-ai spus? A, era nouă și trebuia să vorbești despre ea. Păi de ce trebuia să vorbești de partea urâtă, cum vorbesc și susținătorii tăi? Măi, petențioasă, măi, asta care l-aștepți pe Moș Crăciun să-ți aducă un sac plin de bărbați. Crede-mă că arunci sacul cu tot cu bărbați. De ce? Că l-ai pe la casă la Craiova și mai ai și pe Robiță și problema știi care e? Că dacă dai drumul la toți bărbații, două zile atâta le trebuiesc să-și dea seama că ești moartea pasiunii, că ești o femeie seacă, o femeie care vrea decât muiesc poți magii, că pute locul sub tine, măi, Virginico. Și acum Elena a venit și ți-a spus pe față. De ce l-ai propus pe Grecu? Păi da, dar eu mă înțeleg mai bine cu Moldo, cu Garcea, că suntem prieteni. După ce, după câteva minute, spui, păi aici, și în timpul ăla îți spune Elena, păi stai puțin, păi hai să ne chemăm familia, să ne simțim cât mai bine, să stăm cât mai mult. E, acolo te-ai inflamat. Acolo te-ai inflamat, măi, Virginica, și nu mai erai vânătă. Erai carbonizată. Deci crede-mă, îți fluturai părul așa ceva de speriat. Te credeai frumoasă în momentele alea? Crede-mă că ți-a ieșit urâțenia din suflet pe ochi. Îți străluceau ochii de răutate, măi, petențioasă. Bineînțeles că și Grecu începe să-ți reproșeze și să-ți spună pe față că tu, de fapt, nu te vei cupla cu niciun bărbat în casă pentru că îți place susținerea din online și pentru că ai pe cineva afară. Oh, acolo te-ai carbonizat pe bune. Gata, devenisei, nu mai erai Virginica, erai smolită. Păi de ce? Știi când se deranjează omul în felul ăsta? Când este lovit în moalele capului cu adevăr. Și ce observăm? Observăm că și Robiță se negrește la față. Și îl ia pe Moldo, frumos, prietenește. Moldo, dar nu e ăsta, îl ia pe Grec, dar nu e bine, Ciprian, o să spui că ar avea pe cineva afară, că este motiv de descalificare. Păi voi de mult trebuia să fiți descalificați. După ce face petențioasa, o ia pe aia, pe femeia tank, Giulita, și se pun la masă și încep să o bârfească tot pe Elena. Asta spune că vreau să-mi aduc familia, dar ea a venit cu două persoane, tu și Bianca. Așa, și dacă a venit Elena, a adus-o Bianca. Și Bianca atunci aude și spune: astea sunt vorbele susținătorilor Virginicăi din online. Deci vezi, mă, petențioasă, cum tu aduci vorbe de la tine, de pe live, și când îți aduc concurenții vorbe de la noi, spui că au temele făcute și că aduc din online. Păi nu erai tu aia care o acuzai pe Roberta că aduce vorbe din online? Păi și acum tu ce faci? Să ne aducem aminte
Calina Teodor a spus punct cu virgulă tot ce-ai spus tu în emisiune? Păi care? Alin Teodor n-avea cum să știe că nu se difuzase emisiunea, dar a spus înainte cu o zi tot. Vezi, Virginico, cum vorbești cu susținătorii și tu iei vorbe de la ei și acuzații și le aduci în emisiune? Am înțeles, tare sunt curioasă, că Elena te face săptămâna asta să plângi. Și susținătorii tăi o fac nebună. De unde știu susținătorii tăi? Păi vezi, măi, petențioasă, cât de falsă ești și mai cere și Viorela Lis și Alina Teodor mai ceri dovezi. Păi sunt faptele voastre. Oare credeți că avem ciungă în păr? Dar imediat urmează vlogul vostru. Ca să vă spun așa, cu lux de amănunte și să audă și staful și cei interesați care vor să demaște și să facă dreptate în această emisiune. Dacă nu, mergem pe burtă cu toții. Dar eu îmi fac datoria de cetățean cu simțul civic și voi spune tot ceea ce văd și tot ceea ce am constatat la acești concurenți falși și la acești susținători fanatici care ați luat-o randeau. Bineînțeles că ea, Virginica, când i-a spus Bianca, cum poți să spui că am adus-o eu pe Bianca? Păi cine sunt eu să o aduc? A, lasă-mă, gata, nu mai vreau să vorbesc, vă rog eu frumos. După petențioasa îi spune lui Grecu, vezi-ți de lungul nasului. Măi, fetiță, măi, asta de la Craiova, măi, asta cu arfe de șut de buzunare. În primul rând, tu ca femeie nu ai voie să persiflezi un bărbat. De ce? Că s-ar putea bărbatul ăla să-și iasă diminți. Dar eu stau și mă gândesc, aveai curaj să-i spui lui Robiță în vremurile lui bune, că acum nu știu, cred că l-a amenințat taică-tu, ăla din Craiova, nu știu, că se scapă pe el când te aude că te rățoiești. Chiar ieri te-ai rățorit la el și ai spus, așa este Robi? A, nu, 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 nu. Gata, cred că se scăpase. Cred că auda canapeaua, Robiță. Păi cum facem, Virginica, asta care tu acuzi pe toată lumea de toate cele și tu ești cea mai, cea mai bandită dintre toți și te contrazici, fetiță. Spui că tu aici nu este casa prieteniei, dar voturile le dai pe prietenie. Nu pot să votez pe Cristina că sunt prietenă. Nu pot să-l votez pe Moldo că sunt prietenă. Păi vezi că e casa prieteniei. Vezi că ești o mare mincinoasă. Ce mai spui tu? Domne, eu de la Robiță, eu de asta n-am putut să fac cuplu cu niciun băiat, pentru că de la Robiță nu mi-a mai plăcut niciunul. Știm. Dar problema știi care e? Că ai mințit. Ori ieri, ori acum câteva luni, când spuneai că tu te gândești seara la Patrick și că-ți place Patrick și ai mai făcut și un mare show cu doamna Mandea, ia zi, îi spunem, la cine te gândești tu seara, Virgi? Fii mersilă de tine, Virgi. Vezi, măi, cum minți? Și vezi cum noi, telespectatorii raționali, vedem niște chestii și doamna Mantea, vă dau cuvântul meu de onoare, lăsați-o mai subțire cu Virginica că se vede din avion, că îi țineți hangul. De ce n-ați venit atunci să-i spuneți, măi, Virginia, dar de când copiii ăștia, că au venit de 2 săptămâni sau 3 săptămâni, nu au voie să vorbească? Este absurd ăștia care vin acum să mă tragă pe mine la răspundere. Eu fiind de 10 luni, dar ce ai făcut, fetiță, de 10 luni? Că ai nenorocit scaun. Ai făcut gaură în scaun și în canapea, cred că ai tocit mânerul. N-a stat niciuna în colțul ăla cum ai stat tu. Și tu stai un pic mai pe margine că nu-ți ajung picioarele. Dacă te dai pe spate, pe spătar, nu-ți ajung picioarele jos. Măi, petențioasă. Măi, smolito. Mincinoasă mică ce ești. Păi vezi, măi, Virginico, și acum vine Elena... ți le dă pe față
și te deranjează. Vii tu, șmecheră, așa în mandarine, că sunt n-ai, sau un push-up, triplu push-up, în casa băieților, vii țanțoșă și le iei pe grec. Hai cu mine, Ciprianos, ca la matematică să te iau. Opa! Bă, dai tupeu. Pateu, tu ai prins tupeu. Ferească-mă Dumnezeu. Ciprianos, bineînțeles că a început să îți spună și la un moment dat l-am văzut și pe ăsta că și-a înghițit notul. Și s-a împrietenit cu tine. Măi, Ciprianos, ești bărbat sau sasat? Te întreb și eu așa pentru curiozitatea noastră. Păi dacă asta, mică, sau vă este așa frică? Păi dacă vă este așa frică, vă înțelegem. Că vă e frică de papa. Să nu rămâneți pe străzi. Păi ori sunteți bărbați și sunteți asumați, păi să înțeleg că Antonică, Sebastian, sunt mai bărbați ca voi? Voi pentru papa Moca și să stați gratis la capitală, vă lăsați călcați în picioare? De asta, mică, neagră și urâtă? Ferească-mă Dumnezeu! Sper ca Elena și Bianca să-și dea seama și eu nu le văd genul de femei să stea să fie carne de tun la această individă, mică, neagră și urâtă și cu triplu push-up. Sper, din tot sufletul. Ce mai vedem, dragii mei telespectatori? Îl vedem pe Moldo care acum scoate în evidență, domne, vine înțeleptul satului, să nu zic altfel. Tândală. Și spune, domne, Ciprianos a vrut să se certe, eu am văzut, înainte de vot, cu petențioasa, cu Virginica. Măi, ne lași. Păi parcă tu, alaltă ieri, erai contra. Acum ai văzut, ai simțit miros de eliminare. Și e bună. Bă, cât de bandit ești. Vezi, măi, tândală, că n-ai coloană vertebrală și că te dai cum bate vântul de frică să n-ajungi acasă, la muncă, la ocnă. Acolo e trai, pe vătrai. Și atunci hai să tragem cu Virginica, că altfel ne trimite acasă. Da, da, știi care-i problema? Că rămâneți cu o etichetă urâtă. Și după emisiune vreți să aveți telespectatori, susținători. Nu o să mai aveți. Cum nu are Chirescu. Cam asta se va întâmpla. Toți care au plecat așa, cu coada între picioare, acum se uită pe TikTok ca la o viață. A, ce bărbat eram odată. Așa o să fii tu, măi Moldo. Și de ce? Că ai arătat lumii întregi că vorbești mult, prost și fără rost. Și de asta ți se spune tândală. Că ești chiar ca tândală. S-a văzut că ești foarte pervers și acum ai vrut să o scoți, că vezi, Doamne, Ciprianos a văzut el că dacă se ia de Virginica, este pe materiale. Păi tu, asta e spusul după tine. Mă, dacă eu țin cu Virginica, rămân în casă. Păi vezi, mă, tândală, cum te dai singur de gol? Psihologia inversă. Asta e, nu degeaba vorbeai tu cu tanti Geta și cred că și acum vorbești. Că te-a înjurat aia și susținătorii Virginicăi și susținătorii lui Garcea și uite-l pe mod, cum s-a transformat peste noapte. Vedeți, mă, că faceți ce vor femeile alea? Păi și atunci vin eu și vă spun, vă considerați bărbați? Fii mersilă și de voi și de ele. Cam asta se întâmplă. Măi, tândală, ți-e frică, ți-e frică rău. Acum ești prieten cu Garcea, ești prieten cu Virginica, să-ți fie rușine. Ce mai vedem, dragii mei telespectatori? Vedem pe Alexandra, pe Garcea și pe Denis că vorbesc baia ta. Ba nu e a ta, baia mea, e fosta mea, am tot dreptul. Măi, Denis, sincer, tu ai siderat toată lumea. Tu pari un băiat educat, un băiat stilat, un băiat luxat,
Asta pentru hateria care spuneau că n-ai decât o pereche de pantofi și că n-ai șosete, că ei nu, țăranii n-au de unde să știe că sunt și cipici pentru genul ăsta de pantofi, unde ți acoperă decât degetele, talpa și puțin din călcâi, ca să nu ia contact talpa pantofului cu piciorul. Și nu se vede neam decât când scoți pantoful. Ei nu știu. Da, îi lăsăm așa. Asta e. Trecem. Oricum, ei așa spun, tot timpul ei aruncă ciocolata și mănâncă poleala. Ăștia sunt. Dar vor să vorbească. Și atunci, când mai venim noi și le mai spunem, vezi că s-a inventat altceva. Tu ai rămas tot pe timpul lui Pasvante Chioru cu șosete de alea trei sferturi. Da, asta e. Îi înțelegem. Nu toată lumea are posibilități. Apropo, tu, ce fel de bărbat ești? Că eu, sincer, și majoritatea telespectatorilor am constatat ceva. Că ai fi pervers. Că ce faceți tu cu Alexandra și cu Garcea e decât fake. Pentru că voi vă certați în emisiune și afară tu ești foarte bun prieten cu Garcea. Iar Alexandra niciodată nu am văzut să intervină la Garcea și să spună tu de azi înainte nu ne mai cauți nici pe mine, nici pe Denis. Nu mai avem. Tu ești istorie. Dar am observat un lucru. Alexandra se cam schimbă la față când Garcea este atacat. Iar Denis o dă doar de materiale. Deci ieri ați stat 10 minute în sfert de oră și s-a văzut decât materiale, negociere. Hai, astăzi vorbim de Alexandra. Măi, Denis, nu așa se comportă. Cât ai vrea tu să spui că ești educat, că tu, domne, nu te cerți, nu există. Păi mai aveți să faceți pariu și să vă înțelegeți. Hai mă, iau-te o seară. Hai, lasă-mi eu mie în seara asta. Știi când sunt negocierile astea? Când există un copil la mijloc și atunci e bun comun, să spunem așa. Lambi. Dar atâta timp când nu există partaj, când nu există nimic ce să-i mai lege pe ăștia doi, nu vă înțelegem. Prietenia. Chiar dacă spui că ești într-o emisiune, da, poți să stai într-o emisiune fără să ai contact. Și afară, în particular. Păi, fostul cu actualul? Ferească-mă Dumnezeu, vorbiți de Alexandra amândoi? Tare sunt curioasă să vedem cum se victimizează ăla și vrea iar materiale, că vă vede că vă sărutați. Măi, Alexandra, demonstrează lumii întregi și am ceva. Încă mă abțin, Alexandra. Dar ceva, ceva e putred la mijloc între trio ăsta pe care îl faceți voi la televizor. Sau stați așa până spre sfârșit și Denis vrea în sezonul 4. Și voi, acasă, cum a spus Garcea. În ianuarie, noi suntem în ianuarie. Oricum să știe Alexandra, Garcea și Denis, sunteți sub lupa telespectatorilor și n-au încredere în voi. Doamna Mantea, vedeți ce se întâmplă? Cam asta e, dacă o lăsați pe Alexandra să vă spună adevărul, îl dădeați afară pe Garcea sau și pe ea. A, deci voi asta ați vrut să faceți, să ne păcăliți? Ia plecați amândoi. Ca să nu mai faceți precedente. Când vor veni în sezonul 4, vor veni așa. Dacă nu veți avea în următoarele sezoane cupluri despărțite la moment, la secundă, în ghilimele, și vor veni în Casa Iubirii, să nu-mi spuneți mie pe nume. Fapt că Virginica spune, Elena asta a venit cu două, și cu tine, Giulito, și cu Ubia. Eu n-am cunoscut pe nimeni când am venit. E, hai! Măi, asta mică, neagră și urâtă, mai e și mincinoasă? Păi tu-l cunoști pe Robiță. Ai uitat că s-a spart Robiță la masă? Băi, nu mai suport pe femeia asta de 2 ani, mi-am cazilele. O secundă a fost. Cine a prins-o, a prins-o de atunci.
Când era Sebastian, de-l enervasei tu. Măi, Virginico, cât de falsă poți să fii și robiță. Și tare sunt curioasă să vedem ce se întâmplă astăzi în gală. Dar ce văd la doamna Mantea, că insistă foarte tare cu Patrick și din câte am înțeles și am văzut cu toții ieri, Patrick a fost foarte supărat că tot timpul este asociat cu asta mică, neagră și urâtă și îl veți aduce în pragul de a-i spune Virginică ei în față, mai lăsați-mă cu urâta asta, că și dacă stă crăcită, mie nu-mi trebuie. E o femeie rea, o femeie urâtă, o femeie cu suflet negru. Nu-mi trebuie. Nu mai mi-o supărați pe Bianca, că mă asociați voi cu ea. Că asta mai și râde ironic la Bianca Vescă și dumneavoastră, doamna Mantea. Sincer, v-ar conveni să îl geloziți al dumneavoastră cu o femeie, să bănuiți, să credeți că cine știe ce s-a întâmplat. Și să vină toate colegele. Ai văzut Andreea? Ăla vorbește iar cu aia. Ce zici? Mai vine încă una. Ai văzut ce bine se simțea că era cu aia? Cum vă simțiți, doamna Andreea? Păi nu-i normal că la un moment dat partenerul dumneavoastră începe să le jignească pe toate. Bă, dacă voi chiar ați înnebunit, chiar vreți să mi-o supărați în continuu? Da, e urât ceea ce faceți, sincer. Și Patrick, nu că Bianca, că Bianca n-a spus nimic, asta petențioasa i-a tăiat macaroana, că am văzut aseară în live, Biancăi, că Bianca a spus de Ciprianos, că Moldo gesticula, apropo Moldo, vezi că tu când vorbești faci așa rap, dai de mâini, dansezi, fie mi-ar scârbă de tine, tântălăule. Și a spus, de ce o dați în victimizare dacă el a crezut că dacă ai cunoaștere nu ești propus la eliminare? Și trebuia să continue. Și această individă care se crede matroana acestei case, stăpâna, l-a propus la eliminare, ea neavând nimic, nicio cunoaștere, ea stă după Robiță și după la de la Craiova. L-a propus la eliminare. Dar pe Moldo nu l-a propus. Și sare și el la rapperul, dinți încârligați, da, dacă aveam și eu o cunoaștere cu Cristina, păi uite că n-aveai. Și Virginica trebuia să te voteze pe tine. Nu pe Ciprianos. Dar a vrut să dea și în Ciprianos, că a avut tupeu să-i spună, și în Elena, că asta este Pircinica. Chiar că Pârținica ești. Foarte urât. Și normal că Bia s-a supărat când asta... Vorbesc eu cu Patrick. Tu tai macarona la toți. Măi, asta mică, neagră și urâtă. Dar Bianca s-a oprit. Că putea să spună, tu nu vorbești cu el, că e bărbatul meu. Tu vorbește cu Robiță, că cu ăla ai treabă afară. Nu cu Patrick. Și dacă ai ceva de spus, îmi spui mie. Și vorbesc eu cu el. Tu nu vorbești cu mine pe tonul ăsta. Asta trebuia să facă Bianca. Tu nu ești colegă cu Patrick, că am venit eu și voi nu mai sunteți colegi cu nimeni, cât sunt eu. Cât e Patrick, Patrick e al meu, că asta trebuie să-i faci. Că ea caută să vorbească cu Pătricuț și bineînțeles că vine și staful și mai și apropie. Normal că Patrick nu mai suportă. Și atunci, asta vă spun, doamna Mantea, dar de ce nu faceți chestiile astea cu Virginica și cu Robiță? Când Virginica s-a dus la Teodora și i-a spus, tu știi realitatea, nu mă fă să vorbesc, știi tu realitatea, ce știi Teodora? Că Virginica cu Robiță sunt afară? Da. Și că făceai pe geloasa Teodora, tu știind că Robiță-i cu Virginica? Am înțeles. De asta vă speriați când țipă Virginica pe voi? Cam asta este emisiunea, dragii mei telespectatori. M-ați încurcat. Tabără de sex. Și de mincinoși și de falși. Noroc cu Bianca și cu Patrick, dar nu știu cât vor mai rezista, că au ajuns carne de tun. Aici, dacă ești adevărat corect, ești carne de tun. Cum a fost și Roberta și Sebastian. Și la un moment dat, ia hai mă,
Hai să plecăm, că nu mai e de stat aici. Că oricum, ia petențioasa și robiță. Nu mai bine ne luăm noi de mânuță și plecăm? Zic și eu. Dragii mei telespectatori, vă las și în seara asta nu uitați la 19:30, 8:20 pe live-ul justițiarilor să vedem ce se întâmplă cu Patrick, că în promo îl vedem foarte, foarte nervos și nu uitați de distribuire. Vă pup cu drag, a voastră, Pandele Laura.